Bună ziua și bun găsit! Este miercuri, puțin trecut peste ora 13 și asta înseamnă că începe o nouă ediție Terra Live. Sunt foarte bucuroasă. Astăzi vorbim în continuare despre TTIP, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, care se negociază, vă reamintesc, în momentul de față, în secret, în spatele ușilor închise, între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Trebuie să vorbim în continuare despre ce s-a mai întâmplat în campania Stop TTIP, nu de alta, dar prietenii care se ocupă de campania Stop TTIP pe România au făcut o grămadă de lucruri și înțeleg că nu numai ei. Deci eu de-abia aștept să aflu ce noutăți avem. Bună, Lucian! Lucian Știrb de la Fundația Terra Mileniu 3 este alături de mine și Mădălina Enache, coordonator campaniei Stop TTIP pe România, a venit. Ne-a fost dor de tine, Mădălina. Bună, mulțumesc de invitație. Mai revin la dumneavoastră, dacă... La voi, mă scuze. Mă scuzi. Na, acum ce să facem? Suntem mai mulți și suntem prieteni toți aici. Bine v-am găsit pe toți. Am mai vorbit despre Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții într-o serie de emisiuni care s-a difuzat la Radio Links cu ceva timp în urmă, dar trebuie să vă reamintim că TTIP este acel tratat prin care corporațiile ar putea să ne controleze viața în toate aspectele ei. Tratatul, care este negociat în secret, după cum ne-a spus și Loredana, este negociat între companii și politicieni, iar prin aceste negocieri ei hotărăsc ce vom mânca, hotărăsc cum vom fi plătiți, ce drepturi vom avea la serviciu, cât ne va costa educația, cât de sănătoși vom fi și cât vom plăti pentru a fi sănătoși, totul cu scopul de a-și proteja profiturile și poate chiar de a le crește puțin, pentru că obiectivul declarat al acestui tratat este de a proteja comerțul, de a-l face mai liber și de a crea toate condițiile pentru ca toate companiile de pe acest glob pământesc să o ducă cât mai bine și să aibă profituri cât mai mari. În calea acestor profituri stau anumite lucruri pe care ei le numesc restricții, bariere, tarifare și netarifare. Noi le numim drepturi. Sunt drepturile noastre, sunt standardele alimentare pe care vrem să le protejăm prin această campanie, care a pornit de ceva vreme, a pornit în toamna anului trecut la nivel european. Sunt implicate peste 400 de organizații neguvernamentale din întreaga Europa, printre care sunt câteva și din România. Am depășit numărul de 15, ne îndreptăm spre 20 de organizații membre a coaliției Stop TTIP. Iar în ultima perioadă s-au întâmplat multe din acest punct de vedere. Am avut pe 18 aprilie o zi de acțiune globală împotriva acestui tratat și în general împotriva tratatelor comerciale care atentează la drepturile noastre. Împreună cu Mădălina vom vorbi astăzi despre această zi, vă vom prezenta ce s-a întâmplat, filmulețe, poze interesante de la manifestările din întreaga Europa. De asemenea, o să vă readucem aminte cele 10 motive pentru care noi, organizațiile membre ale coaliției Stop TTIP, ne temem de acest tratat. O să vă punem la curent cu ultimele evoluții, ultimele știri, pentru că negocierile, după cum ați aflat puțin mai devreme, se poartă chiar și în această perioadă. A fost o rundă de negocieri la Washington cu câteva zile, chiar săptămâni în urmă. O să aflăm ce se mai pregătește și la ce concluzii au ajuns politicienii care negociază pentru viitorul nostru. Viitorul nostru pe care încercăm să-l protejăm împreună cu Terra Mileniu 3 și organizațiile partenere. Dar înainte de toate v-am spus despre ziua de acțiune globală împotriva TTIP și a tratatelor de acest gen. Să vedem ce s-a întâmplat prin lume întâi și apoi o să vă arătăm ce am făcut și în România. O să existe diferențe și o să vă explicăm și de ce. Practic, ce s-a întâmplat atunci? Peste 500, de fapt cred că numărul final a fost 654 de evenimente. La nivel global sunt țări care au avut 10-20 de evenimente, 40. Noi în România am avut unul singur, dar sperăm că vor urma o serie de evenimente cu cât mai mulți participanți. Oamenii din toate categoriile sociale, din toate țările, s-au adunat în locuri publice din diverse orașe din lume. Fiecare cum a gândit acest lucru, unii au făcut proteste de anvergură cu zeci de mii de oameni
pe străzi. Aș putea aminti Spania. Am înțeles că în Spania a fost un protest de o mare amploare și că foarte multă lume a ieșit în stradă acolo împotriva acestui parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții, care de fapt este în detrimentul cetățeanului. În Germania, de asemenea, a ieșit foarte multă lume în stradă, în Marea Britanie la fel. Avem și o serie de fotografii din aceste țări. O să vedeți, au fost foarte creativi. Unii au creat tot felul de păpuși imense prin care își exprimau viziunea lor. Adică unii îl văd ca pe un cal troian. Aceste TIP este văzut ca un cal troian. Alții cred că în Bulgaria a fost calul troian acum aici la vecinii noștri de lângă și nici la ei campania nu este de așa mare amploare cum este în Germania sau Austria, dar se pare că există o legătură între toate aceste organizații și că se ajută unele pe altele pentru a arăta importanța acestui parteneriat și a populariza subiectul în rândul țărilor care nu sunt atât de implicate. Mesajele au fost clare, stop TTIP, nu vrem ca aceste companii, ca drepturile noastre să fie negociate de corporații, nu vrem să renunțăm la drepturi pentru profit. Profitul întotdeauna ar trebui să fie situat undeva sub drepturile cetățenilor, iar mesajul cred că a ajuns unde trebuie, pentru că a fost o mobilizare exemplară în toată lumea. Și să știți că în ciuda condițiilor meteo, în Croația am înțeles că a plouat foarte rău și în România a fost o problemă cu condițiile meteo, dar câteva ore am putut să stăm de vorbă cu oamenii în parc. În ciuda vremii neprielnice, oamenii au ieșit și și-au arătat dezaprobarea față de acest parteneriat. Iată imaginea pe care o vedem în acest moment, un banner imens pe care scrie stop TTIP. De asemenea, alte manifestări. Asta, din câte îmi dau eu seama, a fost în Spania. În Manchester, un flash mob foarte interesant în care oamenii au arătat că cred că e momentul să nu mai dormim pe ureche, din câte îmi dau seama din această imagine. Trebuie să ne ridicăm și să protestăm, să transmitem celor care negociază pentru acest tratat abuziv. Și să stăm drepți pentru drepturile noastre, să stand up, cum spune o vorbă nu așa de românească. Da, iată o fotografie din Franța. Foarte mulți oameni văd aici. Într-adevăr. Aici a fost organizat de organizația ATTAC din Franța, o organizație care este foarte activă în și să menționăm campania în Franța, în Germania și în alte țări în care este de mai mare amploare, a pornit cu un an înainte să pornească campania la noi, deci putem să ne așteptăm ca în curând să fie o astfel de amploare și în România sau Bulgaria sau țările care s-au raliat aceste idei după. În buna tradiție, în România a ajuns un pic mai târziu acest fenomen, dar este în creștere. Avem deja aproape 5.000 de semnături adunate din România. Ele pot fi colectate online pe site-ul stoptip.ro, dar de asemenea se pot aduna și offline pe acele coli, formulare de semnături pe care le puteți da descărca de pe același site. Și în curând o să ne întâlnim chiar și în stradă cu cât mai mulți dintre cetățeni pentru a le spune despre TTIP și pentru a le da ocazia să semneze. Iată aici avem niște roboți, niște androizi care probabil așa vom arăta noi cu toții după ce vom fi hrăniți de corporații, după ce... Sau poate e o referire la rățușca cea urâtă și cosmeticele acelea interzise momentan în Europa care vor intra. Poate așa vom merge pe stradă după ce le vom folosi, nu se știe niciodată. Oricum, este moment să devenim mai umani, să protestăm, să nu ne comportăm ca niște roboți care execută în tocmai toate lucrurile care ni se trasează. Și din nou acel cal troian despre care vorbeam puțin mai devreme. Iată, am urmărit câteva fotografii din ce s-a întâmplat global, dar e momentul să ajungem și la noi, aici în București. Înainte de asta, propun să luăm o pauză de publicitate, pentru că vrea să aibă cuvântul, cine știe, poate că vrea să semneze petiția. Ne întoarcem în câteva secunde.
tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Live discutăm din nou despre Tratatul Transatlantic, Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții, prescurtat acel TTIP, tratatul prin care corporațiile ar putea să ne controleze viața în toate aspectele ei, și v-am povestit despre ce s-a întâmplat la nivel european, global, pe 18 aprilie, când a fost Ziua Mondială de Acțiune împotriva TTIP. Cerește că această zi a fost sărbătorită și în... sărbătorită, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar a fost marcată și în România. În București, în zona parcului Iore, din sectorul 3, parcul Alexandru Ioan Cuza, am început campania de semnături. Am demarat o acțiune de strângere de semnături prin care i-am invitat pe bucureștenii care au ieșit în parc în acea zi un pic posomorâtă de 18 aprilie, i-am invitat la joacă, la jocuri. Având în vedere că a venit luna aprilie, ne-am gândit că e momentul să ieșim în stradă, nu mai este frig, nu mai deranjăm pe nimeni dacă oprim pe stradă, lumea în parc are acel timp să îți aloce pentru a li se explica despre ce este vorba în acest tratat. Am hotărât că în România trebuie să demarăm o campanie de informare înainte să demarăm un protest sau să organizăm o astfel de mișcare, pentru că lumea trebuie să știe care sunt motivele pentru care sunt chemați în stradă, care sunt motivele pentru care ar trebui să se revolte și dacă îi afectează pe ei personal. Decizia nu a fost greu de luat, pentru că am făcut o mare placă, tablă de TTIP-oli, noi spunem, este o tablă de Monopoly. Pentru că toată acțiunea s-a desfășurat sub motoul nu-i lăsați să se joace cu drepturile noastre, așa că am ilustrat puțin jocurile care se fac la nivel atlantic între cele două continente, jocuri prin care noi riscăm să pierdem totul, dar ei au șansa de a face profituri mai mari, așa că ne-am legat de cei doi termeni de Monopoly, risc și șansă. Am făcut o tablă de joc pe care am întins-o pe pavajul din fața parcului, unde ne-am jucat un TTIP-oli, adică un Monopoly adaptat la mesajul campaniei Stop TTIP. Iată aici un copil care a tras o șansă, sau de fapt e un risc, prin care a aflat de pe acel cartonaș riscul ca Roșia Montană să devină nu un caz izolat, ci să fie multiplicat în mai multe astfel de situații în care... Sau chiar să înceapă exploatarea la Roșia Montană, pentru că dacă n-ar mai avea nevoie de acord de mediu, probabil ar începe chiar mâine. Da, Roșia Montană, un caz care este cunoscut în toată țara, așa că este bine de știut că prin TTIP cazuri ca Roșia Montană vor deveni mult mai frecvente, mediul va avea de suferit, iată și gazele de șist vor deveni o realitate în toată țara din România. A fost și presa alături de noi, din păcate doar colegii de la Epoch Times au făcut un material, mă rog, care pe lângă Radio Links, care este împreună alături de noi întotdeauna, și site-ul The Epoch Times România acoperă aceste acțiuni ale noastre și informează, pentru că până la urmă despre asta este vorba, cetățenii trebuie să fie informați. Iată tablă de TTIP-oli, se vede aici un colț și o persoană care juca. De fapt, haideți să urmărim și o mică înregistrare. Vă propunem să vedem cum s-a desfășurat acest joc. Menționez că ideea cu jocurile ne-a venit gândindu-ne cum reacționează politicienii, cei care au puterea de decizie, în momentul în care primesc un studiu cu niște rezultate, un studiu făcut sau comandat de Comisia Europeană și un studiu independent cu alte rezultate total opuse, total diferite. Cam
cum iei decizia în situația asta? E chiar un joc de noroc pentru ei? Este chiar o aruncare de zaruri? Ne-am gândit că așa putem să ilustrăm oamenilor care sunt pericolele și cam cum trebuie să gândească ei din perspectiva cetățeanului. Nu știu dacă acum se vede filmulețul. O să-l pornim acum. Iată care a fost rezultatul pe data de 18 aprilie în Parcul Iore. Sunetul nu este cel mai reușit, dar o să reușiți totuși să descifrați care sunt riscurile aduse de TTIP. Așadar, să-l urmărim. Pesticidele folosite în agricultură au omorât albinele, iar primul efect este acela al dispariției diverselor tipuri de plante care ne hrănesc atât pe noi cât și pe animalele destinate hrană. Fertilizarea artificială nu este eficientă și există riscul unei crize alimentare globale. Trebuie să mănânci produse implicate cu hormon de creștere, modificate genetic sau chiar clonate. Stop TTIP, ca să nu... Ca să nu. Bun. Să mâncăm produse modificate genetic. Pesticidele care vor afecta hrana, albinele care vor opri polenizarea, iată, sunt doar unele dintre pericolele pe care le poate aduce TTIP prin intermediul acelor organisme modificate genetic despre care am mai vorbit în această emisiune. Dacă o plantă va fi modificată genetic, ea ar putea să nu mai fie polenizată. De aici o serie întreagă de pericole care ne urmăresc. Asta a aflat acea prietenă a TTIP, a coaliției Stop TTIP, care a jucat TTIP-ului pe 18 aprilie în fața parcului Iore din capitală. Asta apropo de acțiunile care s-au desfășurat pe 18 aprilie. Între timp, campania a continuat. Vă spuneam, coaliția noastră se mărește și chiar săptămâna trecută am primit un aliat foarte puternic la nivel global, dar și în România. Este vorba despre Greenpeace România. Mădălina știe mai multe. Le spunem bine au venit și lor. Deci bun venit Greenpeace în coaliția Stop TTIP România, în primul rând, și în al doilea rând voiam să zic că tot aceste organisme modificate genetic probabil au stat la baza deciziei Greenpeace de a intra în această coaliție, pentru că ei fac foarte multe studii și au campanii împotriva acestor organisme modificate genetic. Probabil din acest unul dintre motivele pentru care au intrat în campanie este și acesta. Ne bucurăm că avem sprijinul lor, pentru că mulți dintre voi ați auzit de Greenpeace, știți că a lor campanie și ale lor manifestări sunt pentru cetățeni și că dacă ei au aprobat această campanie, înseamnă că ei știu că ceva este periculos pentru noi cetățenii. De fapt, Greenpeace sunt doar una dintre organizațiile care sunt alături de noi, organizații puternice. Trebuie să spunem că și Blocul Național Sindical, o federație sindicală din România, are opinii pe această temă, opinii care sunt foarte pertinente, pe care le-a exprimat cu ocazia din unor diverse dezbateri publice. Poziția BNS o găsiți pe site-ul stoptetip.ro la documente resursă, pentru că este o poziție foarte importantă, având în vedere faptul că se susține că aceste corporații vor aduce locuri noi de muncă și că acest tratat va crește foarte mult economia. Iar BNS-ul, Blocul Național Sindical, nu este de această părere. Reprezentantul angajaților, ei reprezintă interesele angajaților, ei se luptă pentru ca angajații să aibă parte de condiții bune de muncă, să aibă parte de salarii decente, să fie contracte de muncă corecte, nu abuzive. Ei, și când o astfel de organizație care reprezintă angajații vin și spun locurile de muncă pe care le promiteți voi nu sunt chiar
chiar așa de strălucite. Nu, nu sunt chiar la standardele pe care le avem noi, exact, în momentul de față. Ba dimpotrivă, vor afecta drepturile angajaților. E un lucru la care trebuie să ne gândim. Și dacă tot am ajuns în acest moment al discuției, haideți să ne reamintim care sunt cele 10 motive pentru care Coaliția Stop TTIP România spune că parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții va avea efecte negative. Sunt 10 motive pe care noi le-am sintetizat într-o serie de 10 fotografii sugestive. Primul dintre ele se referă la amenințarea la adresa democrației. Știți cu toții că acest tratat se negociază în secret, fără niciun fel de participare cetățenească, ba chiar în momentul în care cetățenii au vrut să ia parte la aceste negocieri, au vrut să-și pună părerea, ei bine, au fost dați la o parte. Comisia Europeană nu a acceptat ca cetățenii să fie parte din aceste negocieri, nu a acceptat o inițiativă cetățenească legislativă prin care noi, societatea civilă, am fi putut să ne spunem părerea în Comisia Europeană, în Parlamentul European. Au respins această cerere a noastră, noi am dat în judecată, urmează să fie un proces pe această temă. Sperăm că rezultatele vor fi cele pe care le așteptăm. Așadar, e o amenințare la adresa democrației. Al doilea motiv este pentru că TTIP reprezintă o amenințare la adresa serviciilor publice. Servicii publice de care noi beneficiem în clipa de astăzi, așa cum sunt ele, încă le mai avem. Știu că dacă vorbim despre spitale sau despre școli, nu avem cele mai bune condiții. Știu că există niște situații destul de dificile în România, dar dacă s-ar vrea, statul ar putea să investească în aceste, în educație. E foarte important să investim în educație, e foarte important să arătăm oamenilor că există această posibilitate și că nu trebuie să privatizăm totul pentru a o duce mai bine. O să ne coste foarte scump educația și sănătatea noastră dacă acest TTIP va intra în vigoare. Nu vorbim la figurat. La propriu o să ne coste foarte mult. Știți foarte bine că în țări precum Statele Unite ale Americii, educația costă mult, adică părinții adună bani încă de când copiii au vârste fragede pentru facultate, pentru un colegiu, cum le numesc ei. Zeci de mii de dolari, zeci de mii de euro costă educația acolo și nu vorbim de locuri bugetate sau acest sistem pe care noi îl cunoaștem aici în România, la fel și cu asigurările de sănătate. Chiar dacă putem spune că deja există costuri, sănătatea costă, există acea coplată care s-a introdus, imaginați-vă cum ar fi ca pentru 200 de metri în care aveți nevoie să vă deplasați cu ambulanța, să plătiți 500 de dolari. E un regim de taxi cam scump, aș putea spune. Se întâmplă acest lucru în acest moment în Statele Unite ale Americii. Chiar români care au vizitat recent Statele Unite ale Americii îmi povesteau cum pentru o urgență au fost nevoiți să scoată din buzunar 500 de dolari pentru o călătorie cu ambulanță. Probabil că atât a costat și biletul de avion până în Statele Unite ale Americii. Și de aceea noi spunem că TTIP este o amenințare la adresa serviciilor publice. Așadar, chiar dacă poate nu suntem tocmai mulțumiți de ceea ce avem în momentul de față, poate că ar trebui să ne gândim mai serios că dacă s-ar întâmpla TTIP, e posibil să nu le mai avem nici pe acelea. Da, și trebuie să ne gândim serios că statul ar putea să investească. S-a ajuns în situația asta pentru că s-a vrut să se ajungă în situația asta. Sincer vă spun că statul ar putea și ar avea fonduri să investească. Nu știu exact situația financiară, dar mă gândesc că acea sumă din PIB care ajunge în educație și în sănătate ar trebui mărită. Cineva ia decizia asta, cineva, dacă vrea ca educația în România să fie la un alt standard, da, o poate face și poate să fie în continuare educație, învățământ gratuit. Subvenționată, da, subvenționată de stat, pentru că măcar atâta să facă și statul din taxele pe care le plătim, să asigure o educație gratuită sau măcar accesibilă tuturor și o sănătate la fel pe care să și-o permită orice cetățean de rând. Aș vrea să ne întoarcem cu cele 10 motive pentru care e periculos TTIP. După o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în 30 de secunde. Am
soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Evenimentele live sunt la radiolinks.ro. Radiolinks. Am revenit Terra Live, vorbim despre TTIP, tratatul care ne va controla, tratatul care va da dreptul corporațiilor să controleze viața noastră în toate aspectele ei. Avem 10 motive, cel puțin, pentru care spunem că TTIP este periculos. Am ajuns la cel de-al treilea, TTIP, o amenințare la adresa siguranței alimentare. TTIP reprezintă o amenințare la adresa siguranței alimentare, așa cum a spus Lucian și mai devreme, având în vedere că ar putea fi reintroduse pe piața din România, că pe noi piața din România ne privește momentan, organismele modificate genetic. Știm foarte bine că principiul precauției poate fi eliminat, lucru care nu ar duce la o alimentație mai sănătoasă pentru noi cetățenii de rând, ci din contră ar duce la o alimentație pe care nu o putem controla. Am putea mânca produse din organisme modificate genetic fără ca măcar să știm, pentru că în Statele Unite etichetarea nu este obligatorie așa cum este în Europa. Iar multe dintre aceste organisme modificate genetic pe care noi le refuzăm din precauție, din reticență și până la urmă e dreptul nostru să facem asta, multe dintre acestea sunt interzise în Uniunea Europeană, iar odată cu acest tratat ar putea fi introduse sau oricum lăsate la liber în Uniunea Europeană. Se vorbește chiar ca fiecare stat să fie lăsat să decidă pentru el, lucru care, zicem noi, ar expune cel puțin România, pentru că clasa politică de la noi nu este una foarte puternică și nu știe să spună nu întotdeauna. Așa că reglementările actuale prin care Uniunea Europeană decide și interzice aceste organisme modificate genetic, spunem noi, sunt foarte bune. Ne protejează de pericole pe care încă nu le cunoaștem, dar noi așa facem lucrurile aici în Europa, suntem precauți. Nu ne asumăm riscuri inutile până când nu știm că un produs nu este în totalitate sănătos, până când nu știm că el nu ne otrăvește sau că nu crește riscul de boli precum cancerul, nu vrem să-l consumăm. Ei bine, în Statele Unite ale Americii funcționează invers. Abia în momentul în care un produs este dovedit ca fiind dăunător, abia atunci este interzis de pe piață. Și am ajuns și la numărul 4, argumentul cu numărul 4, un alt motiv pentru care noi spunem că TTIP este periculos. Este vorba despre TARS, ce rămâne în urma unor exploatări. Este o poză din Canada, dacă nu mă înșel. Exploatări de șisturi bituminoase? Da. Fracturarea hidraulică ar putea fi introdusă în România. Și gândiți-vă că este o mică mare diferență între ce se întâmplă în momentul de față în România și cum sunt organizate casele, care e densitatea de populație, cam câte persoane ar fi afectate. Acolo se întâmplă să fie o casă la, eu știu, câțiva kilometri, cel mai apropiat vecin stă la 5 kilometri de tine și totuși sunt afectați oamenii pentru că au ajuns gazele respective și substanțele care se folosesc la fracturarea hidraulică în pânza freatică, au poluat. Și cam așa arată. Este un deșert pe care n-aș vrea vreodată să-l văd în România, sincer. E posibil să ajungă în zonele în care se fac deja prospecțiuni. S-au făcut, cele mai cunoscute cazuri sunt cele de la Pungești din Moldova, dar există foarte multe prospecțiuni și în vestul țării, există în Arad. Acum se pregătesc cei de la NIS, o sucursală Gazprom, să facă și în Bihor. Președintele Consiliului Județean de acolo a declarat public că se va opune. Vedem ce va reuși. Oricum, astfel de
peisaje în care un adevărat deșert rămâne după exploatare de gaze de șist, nu ne dorim până în și, România. Până și prospecțiunile sunt un risc, pentru că nu știu de ce un investitor străin ar trebui să-ți cunoască resursele decât dacă îi dai tu niște documente care să ateste lucrul ăsta. Nu văd de ce vine un străin să verifice în curtea mea ce fel de gaze am, câte am, cât aur am, cât poate el să exploateze. Hărțile ar trebui să fie secrete și ar trebui să țină de securitatea națională. Cel puțin asta este părerea mea. Motivul cu numărul 5, o amenințare la adresa climei. Se vorbește despre o creștere economică pe care acest tratat o va aduce, dar chiar și în condițiile în care scenariile optimiste se vor îndeplini și economia va crește, asta înseamnă mai mult transport. Mai mult transport înseamnă mai multe emisii poluante care vor ajunge în atmosferă. Mai multe emisii de gaze cu efect de seră în atmosferă va accentua schimbările climatice și uite, ajungem la un lanț al slăbiciunilor, la un cerc vicios care va afecta iremediabil pământul nostru și mai ales clima. Așa că TTIP, spunem noi, este o amenințare la adresa climei, de aceea ne opunem împotriva acestui tratat. Motivul cu numărul 6, al șaselea semnal de alarmă în legătură cu TTIP, o amenințare la adresa drepturilor angajaților. Am vorbit parțial despre acest lucru în această emisiune, dar e bine să repetăm de câte ori este nevoie pentru a se înțelege. Prin intermediul TTIP, drepturile angajaților ar putea fi reduse la nivelul celor din SUA. Și să știți că, deși Statele Unite au fost printre primele care au avut aceste trade unions, aceste sindicate, aceste organizații de apărare a drepturilor muncitorilor, chiar nu mai funcționează așa cum au pornit. Aceste sindicate din Statele Unite nu mai au aceleași drepturi, să zic, nu mai pot apăra, nu mai au acea influență, nu mai au acea putere. Mi s-a reproșat că America, care este țara care a inventat sindicatele, puteți să spuneți că nu mai are sindicate? Da, putem să spunem că America nu a semnat Convenția Internațională a ILO, International Labor Organization. Da, e o convenție internațională prin care se stabilesc anumite drepturi, dar există și exemple concrete. De exemplu, angajații nu se pot alătura pentru a negocia împreună drepturile de muncă, acele negocieri colective despre care tot auzim în presa din România, contracte colective de muncă, negocieri colective, ei bine, acolo nu sunt posibile. Și cred că muncitorii, sau mă rog, angajații, haideți să nu le spunem muncitori pentru că are conotație acest cuvânt, angajații din România sunt deja destul de abuzați. Cred că nu este loc de mai mult, nu ne-am dorit ca drepturile lor să fie și mai restrânse de atât. Știu că este un caz pe ISDS în care acel mecanism prin care companiile pot da în judecată statele, în care a fost dat în judecată Egipt, dacă nu mă înșel, pentru faptul că a crescut salariul minim pe economie. Dacă ajung corporațiile să reglementeze care este salariul minim pe economie, probabil îl vor da mult mai mic decât este în ziua de astăzi și nici astăzi nu este cel mai... Da, pentru că nu trebuie să uităm, principalul scop al acestui tratat este creșterea profitului, eliminarea restricțiilor din calea comerțului. Iar în momentul în care impui unei companii că trebuie să dai un salariu minim unui angajat, înseamnă că îi limitezi cumva profitul. Poate el vrea să dea mai puțin acelui angajat. Cam așa poate fi interpretat acest tratat. Da, pentru că multă lume spune că se oferă garanții că anumite standarde nu vor fi scăzute, dar atunci intră în conflict cu însuși principiul acestui tratat, acela de a crea condiții mai libere pentru comerț. Ori comerț liber există și acum. Ce se poate face mai mult este într-adevăr coborârea standardelor, iar acest lucru ne va afecta cu siguranță. Cel de-al șaptelea motiv pentru care TTIP este un tratat periculos, o amenințare la adresa vieții private și în principal vorbim despre drepturile utilizatorilor de internet. Vorbim despre acea supraveghere despre care se tot vorbește
acea agenție americană, NSA, care folosește Facebook-ul, Google sau alte companii de internet pentru a supraveghea utilizatorii. Ei bine, prin acest tratat ar putea fi introduse anumite clauze care să le permită acest lucru. Documentele scurse arată că TTIP ar putea folosi chiar și pentru a reintroduce acel ACTA, dacă mai țineți minte, acum 2 ani a fost un protest pe această temă în toată Europa. Era un tratat asemănător prin care se încerca limitarea drepturilor pe internet. A fost respins de Parlamentul European acest tratat în urma protestelor extinse. Dar în Polonia au fost cele mai extinse proteste. De remarcat că nu a fost una dintre țările care este acum împotriva TTIP, dar bănuiesc că acea comunitate din Polonia care s-a împotrivit ACTA se va împotrivi și acestui TTIP, trebuie doar să înțeleagă mai bine care sunt lucrurile. Și să înțeleagă că ACTA se întoarce prin intermediul TTIP și o altă lecție de învățat din ACTA, din ce s-a întâmplat cu ACTA, este că se poate. Atunci, în acel moment, întreaga Europa s-a mobilizat pentru apărarea vieții pe internet. Tratatul care era unul similar acestuia, adică se negocia tot în secret, se negocia tot la nivel de Comisia Europeană și negociatori americani, a fost oprit. Pur și simplu, datorită presiunii publice sau prin negocierile, s-a renunțat la acest tratat, tratatul a fost respins. Trebuie să spunem că asta ne propunem și noi cu TTIP, de aceea am inițiat această campanie, de aceea adunăm semnături, de aceea facem proteste în întreaga Europa. Să sperăm că se vor lămuri, că nu au șanse să treacă lucrurile peste noi și că și dacă vor face un alt tratat de 4 litere, că e ACTA, că e TTIP, că e TAFTA, că este TISA, CETA și după alte... După cum observați, au o slăbiciune pentru acest tip de formulări. Se înțelege mai greu ce vor să spună și de da, asta. Da, și lumea nu vrea neapărat să intre în detalii. Nu știu despre ce vorbesc, este treaba lor, politicienii au grijă și veghează asupra noastră. Nu este chiar așa. Noi suntem cu ochii pe ei, îi urmărim, încercăm să vă informăm, iar în momentul în care ne unim, în momentul în care luăm atitudine, ceea ce vă încurajăm și pe dumneavoastră să faceți, rezultatele se văd, așa că nu este imposibil. Am ajuns la motivul cu numărul 8 din cele 10 motive pentru care credem că TTIP este periculos, o amenințare la adresa pieței financiare. Aici e un pic mai complicat de explicat pentru că în Europa în continuare sistemul bancar nu este atât de bine reglementat. Ați auzit probabil de tot felul de scandaluri în care băncile... Puteam vedea chiar foarte bine ce se întâmplă acum și cu francul elvețian. Cu francul elvețian sau au fost tot felul de comisioane abuzive, contracte făcute abuziv. Cei care încheiau un contract cu băncile se trezeau că trebuie să plătească mai mult, că apar tot felul de creștere ale ratei neștiind de unde apar aceste lucruri. Ei bine, în Statele Unite, sistemul bancar după criza din 2008 a fost mult mai bine reglementat. Au fost introduse tot felul de legi, tot felul de reguli prin care băncile nu mai puteau să repete greșelile care până la urmă au dus la criza din 2008. În Uniunea Europeană, în Europa, de data asta, noi suntem cei care avem reglementări mai proaste. Aceste lucruri nu au fost aplicate. Prin urmare, băncile din America vor și fac presiuni ca sistemul de aici, din Europa, care este mai relaxat, în care sunt permise mai multe abuzuri, să fie din nou importat în Statele Unite ale Americii. Și în continuare, tot în detrimentul cetățeanului de rând. Pentru că el este cel care pierde în toate aceste scenarii despre care vorbim, accentuăm cuvântul scenarii pentru că, într-adevăr, încă nu, aceste lucruri încă nu se văd, dar e o posibilitate ca ele să se întâmple. Motivul cu numărul 10. TTIP este negociat în secret, așa că o altă amenințare... Da, numărul 9. Aia, vezi? Da? Am sărit puțin, dar am ajuns... Nu, dar de asta suntem două femei aici, că da, știi cum e. Bun, la numărul 9, să păstrăm totuși aritmetica, să nu o maltratăm, este negociat în secret, ceea ce duce la o amenințare la adresa transparenței.
În timp ce lobiștii corporațiilor joacă un rol esențial în cadrul negocierilor, publicul a fost exclus, pur și simplu. Noi, cetățenii, nu avem acces la textul proiectului de negociere. Din această cauză, majoritatea informațiilor pe care le avem se bazează pe scurgerile de informații, dar sunt scurgeri credibile, aș mai adăuga eu, pentru că provin din surse, cum se spune în presa adesea, demne de încredere. Deci surse demne de încredere ne spun că aceste informații sunt corecte. Suntem acuzați adesea că dacă nu știm conținutul tratatului, de ce ne împotrivim? Ne împotrivim tocmai pentru că nu știm și este dreptul nostru să știm ce se negociază în numele nostru. Acele clauze din TTIP vor fi făcute publice în momentul în care textul va fi finalizat. Apoi, după ce trec de Parlamentul European, vor fi traduse în limbile fiecărui stat din Uniunea Europeană și fiecare stat trebuie să ratifice. Nu știu dacă toată lumea va citi cele 1700 de pagini sau câte vor rezulta în urma negocierilor și dacă nu ești de acord cu articolul 4, litera C și vrei să scoți ceva, nu mai poți modifica în momentul acela. Lucru care nu mi se pare deloc democratic și nu e ok să aduci un tratat pe masă să spui acum spune da sau nu. Poate este o clauză mică pe care vrei să o schimbi și nu vrei să refuzi tratatul, faci un compromis și accepti niște clauze sau niște virgule care nu sunt puse la locul lor ca să existe loc de interpretare, că știm foarte bine legea este interpretabilă. Motiv pentru care noi am vrea să știm din timp, să putem analiza, să existe timp de vizualizare, de avertizare a politicienilor, să le spunem, uite ce s-ar putea întâmpla cu clauza X, dar noi avem nevoie de documente. Deci cea mai mare problemă a TTIP-ul reprezintă transparența, din punctul meu de vedere. Dați-ne să avem pe ce să lucrăm, să vedem că e bun. Dacă ne demonstrați că e bun cu documente, vă credem. Până atunci ne împotrivim pentru că se negociază în numele nostru și nu vrem să nu știm despre ce este vorba. Iar scurgerile care au apărut mai întâi pe site-urile ONG-urilor din Europa sau pe site-urile televiziunii germane s-au dovedit a fi corecte, pentru că ulterior Comisia Europeană l-a publicat pe site-ul propriu și s-a dovedit că documentele pe care le aveam noi erau identice cu cele pe care... Era vorba de mandatul de negociere. Da, pe care Comisia Europeană le-a făcut publice. Pentru că, așa cum o să vedem și puțin mai încolo, Comisia Europeană răspunde la presiunea publică și protestele pe care noi le facem au efect și o să vedeți, dar nu înainte de a ajunge și la acel motiv cu numărul 10 pe care îl așteptam cu atâta nerăbdare, la care m-am grăbit să ajung. TTIP reprezintă un model periculos pentru restul lumii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că avem un tratat care se negociază între doi jucători importanți pe planetă, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. În momentul în care cele două vor face comerțul într-un anumit fel, celelalte țări care n-au participat la negocieri vor fi obligate de piață să folosească aceleași prevederi. Asta înseamnă că țări subdezvoltate, cum sunt cele din Africa sau din Asia, care probabil vor avea nevoie de altfel de politici pentru a progresa, pentru a recupera distanța, nu vor putea să facă afaceri altfel decât în felul în care a dictat acest binom Statele Unite, Uniunea Europeană. De aceea spunem că TTIP este un model periculos pentru restul lumii. Pentru că deși nu au participat la negocieri, e de menționat lucrul ăsta din nou, nu poți impune un standard pe piață dacă nu toată lumea este de acord sau, mă rog, dacă nu există un consens. Se găsesc cei doi, cei mai mari, și impun regulile. E ok să le impună între ei, dar să obligi și restul lumii, dacă vrea să facă în continuare comerț cu tine, să respecte aceleași reguli, înseamnă să impui ordinea mondială, înseamnă un fel de monopol asupra legislației. Din păcate, acest lucru e foarte posibil să se întâmple. Și este foarte periculos, oricât de bine ar suna ca toată lumea să urmeze aceleași reguli, este foarte periculos să dai puterea asupra întregii lumi unei singure entități. Ce facem noi pentru a preîntâmpina acest pericol, o să vă spunem imediat, începând chiar de la acțiunile
pe care le vom desfășura în zilele următoare, dar pentru asta trebuie să rămâneți alături de noi, pentru că nu am terminat, revenim după o scurtă pauză. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 121.ro live la radiolinks.ro. 121 live în fiecare miercuri de la 14. Pe internet, evenimentele live sunt la Radiolinks. TTIP is a dangerous game that could take us. Am revenit, iată, pe internet circulă tot felul de filme care explică mai mult sau mai puțin șocant, în cazul ăsta mai mult șocant, cum acționează acest tratat transatlantic. Este un fel de ruletă rusească. Avem mai multe șanse, avem o șansă să fie bine și mai multe șanse să fie să nu fie ok, să avem de suferit. Așa că până la urmă cel mai bine e să nu jucăm acest joc. Acesta este și mesajul filmulețului TTIP, sau mai bine nu, mai bine lăsăm fără, pentru că e în ordine cum funcționează lucrurile și acum. Și pentru a transmite acest mesaj mai departe, Coaliția Stop TTIP România vă invită, de fapt va fi prezentă, pentru că știu sigur că veți merge acolo, de 1 mai în Vama Veche. Ne vom întâlni unde avem un cort pregătit pentru adunat semnături. Avem de asemenea un pix gonflabil. E un instrument de scris gonflabil pentru a putea să ne găsiți mai ușor, pentru că în aglomerația de acolo probabil va fi greu să ne întâlnim, dar vă uitați după un Am și eu aici ceva, am o fotografie, corespunde, să știu. Acela e vorba despre chiar același creon. Dacă îl vedeți în Vama Veche, să știți că acolo suntem noi. Sau dacă nu vă găsiți prietenii prin Vama, puteți să vă stabiliți punctul de întâlnire la creon. Vă așteptăm acolo. Între timp, cât vă așteptați prietenii, noi vă povestim despre ce este vorba și poate smulgem o semnătură de la voi.
Vor fi și proiecții de film, va fi și celebra tablă de joc TTI Poli, ne vom juca, vom învăța și în final vom lua atitudine împotriva acestui parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții, tratatul prin care corporațiile ar putea să ne controleze viața. Și în final, pe scurt, să vă spunem ce s-a mai întâmplat la nivel european, unde se iau deciziile pe această temă. Trebuie să spunem că în această perioadă Parlamentul European votează pentru o rezoluție despre TTIP. O rezoluție nu este o lege, deci ea nu va avea un efect obligatoriu, dar dacă Parlamentul European va spune atenție, e o problemă cu TTIP, atenție, suntem de acord că sunt lucruri care trebuie scoase din negocieri, cu siguranță negociatorii vor lua în calcul acest lucru, așa că e de urmărit ce se întâmplă în Parlamentul European pentru a vedea ce vor decide parlamentarii europeni. Vă spunea Lucian mai devreme că au început să lase garda jos un pic pe transparență și au dat seama că este total netransparent modul în care ei negociază și încep să dea semne că încearcă să îmbunătățească comunicarea. Da. Statele Unite, în momentul de față în Bruxelles, există săli de lectură în care europarlamentarii pot citi conținutul sau ce rezultă în urma negocierilor. Nu pot citi chiar poziția, ci pur și simplu raportul final din urma negocierilor. Aceste săli de lectură vor putea ajunge și în Uniunea Europeană, să nu mai fie nevoie să mergi până la Bruxelles să poți să citești ce se întâmplă cu TTIP, vor ajunge în ambasadele SUA din toată Uniunea Europeană. Asta pentru a da dovadă de transparență. Acest lucru este foarte bun. Ne-am gândit că putem găsi un politician care ar putea să citească, să ne spună și nouă despre ce este vorba. Doar că am văzut că pentru a ajunge să citești într-o astfel de sală de lectură, într-o ambasadă, va trebui să ai o recomandare de la guvern. Deci tot guvernanții care sunt pro-TTIP vor putea să citească și sau să ne zică să decide cine are acces la aceste documente. În ideea în care un parlamentar de la opoziție, să spunem, va dori să citească ce se negociază, va avea nevoie de aprobarea guvernului, care sperăm noi că se va acorda totuși până la urmă, pentru că este în interesul cetățeanului să se afle cât mai multe despre aceste negocieri. De fapt, despre autoritățile statului român am mai avea să vă spunem ceva. Da, mi-aduc aminte că cred că la cea mai recentă ediție despre TTIP discutam atunci cu unul dintre jurnaliștii de la Epoch Times România și ne spunea despre acea întâlnire de la Senat în care a fost alungat, dacă pot să spun așa. A fost o dezbatere la care chiar și accesul presei, ca să nu mai spunem că noi n-am fost invitați, o societate civilă n-a fost invitată, dar nici măcar presa nu a putut să ia parte așa cum și-a dorit să filmeze de acolo. Noi am inițiat o scrisoare prin care am cerut informații legate de această masă rotundă, cum era denumită atunci. Între timp, în răspunsul de la Senat am aflat că n-a fost o masă rotundă. Probabil cineva o fi greșit când a trimis comunicatul către presă. Noi așa aflasem că a fost o masă rotundă. Se pare că a fost doar o întâlnire de informare prin care Parlamentul se informa în legătură cu TTIP. Din păcate, pentru a primi acest răspuns a fost nevoie de 24 de zile. Șocant este că abia acum demarează o campanie de informare. Tratatul se negociază de 2 ani aproape și noi acum demarăm o campanie de informare în Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului. Asta în condițiile în care se informează, nu știm de la cine, pentru că nu știm cine a fost prezent în sală, dar cu siguranță de la noi nu se informează, îngrijorările noastre nu interesează, așa cum o interesează, de exemplu, pe ambasada Marii Britanii la București, care a luat contact cu noi, a cerut o întâlnire non-formală prin care să ne spunem îngrijorările, lucru care s-a și întâmplat săptămâna aceasta. Așteptăm ca și autoritățile din România să ia acest exemplu și să discute nu doar cu noi, cu toate
părțile interesate și afectate. Mă refer aici la sindicate, mă refer la organizații ale fermierilor, ale micilor întreprinzători și așa mai departe. Oricum, pentru a le atrage atenția că vrem ca TTIP să fie transparent sau că vrem ca drepturile noastre să fie respectate, vă reamintim, trebuie să ne adunăm cu toții, să strângem semnături, să semnăm acea inițiativă cetățenească împotriva TTIP, pe care o puteți găsi pe stoptip.ro sau ne veți găsi în curând pe străzi, deocamdată în weekend la Vama Veche, cu corturi speciale în care vom aduna semnături fizice pe formulare de semnături special produse pentru acest scop. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Terra Live. Noi promitem să ne întoarcem cu acest subiect ori de câte ori apare ceva nou, ori de câte ori aflăm ceva despre TTIP care considerăm că trebuie să vă aducem la cunoștință. Până atunci, rămâneți în continuare. Vă îndemnăm să vă informați. Este în beneficiul vostru și să semnați, pentru că este dreptul vostru. E dreptul vostru să știți, e dreptul vostru să vă apărați. Așadar, poposiți pe, cum e, Stop TTIP România, site-ul. E pagina de Facebook Stop TTIP and Beat România și site-ul e stoptip.ro. Ok, deci site-ul e de fapt stoptip.ro, da. Iar pagina de Facebook stoptip and Beat România, vă așteptăm așadar atât pe site cât și pe pagina de Facebook și cum spuneți, și la mare. Deci la mare e musai să mergem. Până când ne revedem data viitoare, să avem parte de zile cât mai frumoase. Toate cele bune. La revedere. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană.